O altă pomenire a profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam după fiecare rugăciune. După fiecare rugăciune, companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam au relatat că l-au auzit pe profet spunând sau repetând această rugă după fiecare rugăciune obligatorie. Este vorba de La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, nu există altă divinitate ce merită să fie adorată în afară de Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la, singurul, unicul. La sharika la, el nu are asociați. Lahul mulku, al lui este împărățirea. Wa lahul hamdu, numai lui se cuvine lauda. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Și el este cu putere peste toate. Este o rugă pe care profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam o citea după fiecare rugăciune. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ruga o veți găsi scrisă insha Allah la descrierea acestui clip.